Ți-ai mai revenit? Am văzut-o pe Amalie și încă am... V-ați certat? Bănuiești că e în spatele afacerii cu pozele? Bănuiesc pe toată lumea, dragă Cornele. Și pe mine? Ia uite-te tu la pozele alea. E da, în form nu e nicio dramă, Cornel. Niște poze de la o petrecere, fetele sunt amuzante. Da, bătrâne, dar tu nu apari în niciuna. Și am petrecut cot la cot. Poate că știi să te ferești, nu știu. Nici Amalia nu apare, Grigore. Cum poți să te gândești? Știi că nu sunt capabil de porcările astea. Nu pot să... Dacă fac... cineva își închipuie că mă poate șantaja fără să plătească, se înșală marnic. Să fie vreunul dintre lăutari? Da, poate, cine știe. Ia află tu cine a fost. Asta ca să scap de orice bănuială. O să aflu. Așa. O să aflu. Bună! Salut! Scuze, te deranj. Nu e nimic. Andrei? Andrei nu a început încă repetiția, e la machiaj. Ce repetați? Niște fragmente din Shakespeare. Seara. Ce faci, Cornele, dragă? Ți-ai amintit să mai vii și tu pe acasă? Draga mea, toți banii pe care îi câștig, ți-i dau ție în mână. Mai e vreo problemă? Atât. La curve nu pot să mă duc, că le cer banii înainte și eu n-am niciodată în buzunar atât cât trebuie. Nu mai spun. Da? Zici-mi, ai vorbit cu Varlam despre mine? Despre tine? Da. Cu Mihai s-a stabilit. Mihai o să fie pus în cătușe. Așa. Legat. Cu căluș în gură și nu o să-i se desfacă călușul decât în fața ofițerului stării civile și nici atunci nu cred că o să spună da. Hai mă, tata, te-am rugat și eu ceva să... Dragă, ce este cu umorul ăsta de prost gust? Ne lași puțin? Știi că Grigore îl trimite director pe Mihai la firma aia de transport. Poate te duci tu cu el să faci pe asistent. Ar fi o practică bună, de asta studențească. Tata, eu secretara lui Mihai? Dar ce am căpia la cap? Dar de ce? O muncă ca oricare altă, nu-i nimic rușinos. Poate îl și impresionează, poate îi face plăcere că vrei să muncești. Și cine știe, între șef și subalterne, nu știu cum să spun. Ia uite, mama. Să mai leagă câte ceva de obicei, poate... Nu mai spune. Dar tu cu ce subaltern ai legat, dragă? Cu Eva? Că azi noapte ai venit ca mototolit. Azi noapte am avut un dineu de afaceri foarte plicticos. Ce spui, Sonia? Vine să plâng. Ce ar trebui să fac? Să-i cer cumva voie lui Mihai dacă vrea să mă ia secretara lui? Nu trebuie să faci nimic. Îl pui în fața faptului împlinit și gata. Tata, tu chiar nu mă crezi pe mine în stare să calc într-un garaj murdar și nenorocit? Îmi dai și tu niște sfaturi? S-a mai liniștit, Grigore? Nu, nu, că e încă furios. Scoate flăcări. Cred că era frică să dea ochii cu nevastă sa. Nu râdea, Maria. E periculos. fotografiile ți-au ieșit foarte bine. Ai talent. Și tu crezi că rezolvi ceva? Crezi că o să divorțeze de Simona? Sper să se certe până când se satură. Ai auzit de picătura chinezească? Nu, dar am auzit de valiza chinezească. Se pare că e mult mai eficientă. Amalia, în seara asta nu ne vedem. Dacă balaurul bănește ceva, e în stare să te pună sub urmărire. Bine. Să mă sun când îți trece frica. Da. Oh. Glume de rahat. Dacă ai de gând să pornești o explozie, dă-i drumul. Am zis eu ceva? Data viitoare, când mai vrei să faci orgii, să chem și televiziunea, să transmită în direct. Măcar să râdem și noi. Atât, da. Maia! Oprește-te, Maia! Oprește-te puțin. Îți poruncesc să te duci în casă și să o chem pe Nicole puțin până afară. Nu, iubita mea, drumul e în partea cealaltă. Faci stânga împrejur. Astfel de cât... O intică-și așa! Maia, Sonia! Măi, încetați, mă, nu se sănătoase! Băi, băi! Sonia! Scrijă-ți-le camera! Hai, pleacă! Și profesorul pe care repetați? Ce profesor? Nu e niciun profesor. Păi nici repetiție nu trebuia să avem în seara asta. Cum nu? Ah, cred că e special pentru tine. Pentru mine? Nu, pentru Andrei. Pentru că ne-a rugat Andrei să repetăm că are probleme cu memoria. A uitat textul, cred că o fi îndrăgostit. Și ce legătură există între cele două? Păi, se pare că există. Măi, ții partea ei? Zi, băi, că mai am și de tine acum. Bă, eu cred că tu nu ești sănătoasă, mă, pe bune. Încetează, mai am. Mamă, deci o omor până la urmă. O omor pe asta până la urmă. La facultate de ce n-ai fost? Dar și ce faci acum? Te iei de mine? O, dar eu nu înțeleg de ce tu te ascunzi de mine, mă. Hm? Tu crezi că eu nu știu cu cine umbli? Că umbli cu Max, cu tipul ăla care ci că te-a violat? Da, și ce, îți place ție dar? Hm? Deocamdată Max e al meu. Și gata. Țineți gura. O să încerc. Da. Tu știi să ții secret. Mă rog, hai să zic ceva. Zi. Aseară, când am venit acasă, Maia cu Mihai erau la piscină și a cerut în căsătorie. Ce? Taci, nu mai țipa, că mă enervezi! Pur și simplu, a cerut în căsătorie. Spun eu că Grig și cu Simona nu or să fie de acord cu căsătoria asta. Deci nu or să fie de acord, îți promit eu. Da? Și o să fac revoluție, înțelegi? Și dacă nu-i se cere acordul lui Grig și Simona? Cum adică? Bă, că de naivă poți să fii. Hai să plecăm în casă, că începe ploaia. Hai! Am să plec acasă și o să împiedic eu căsătoria asta. Crezi că o să-i permit chestia asta? Du-te la mănăstire. De ce să fii zămislitoare de păcătoși? Eu însumi sunt destul de cinstit și totuși m-aș putea învinui de asemenea lucruri încât mai bine nu m-aș fi născut. Sunt foarte mândru, răzbunător, ambițios, cu mai multe păcate gata la chemare decât am gânduri să le înfăptuiesc, închipuire să le dea formă sau vreme să le înfăptuiesc. Pentru ce să se tărească între cer și pământ un ins ca mine? Ofelia, de ce la mănăstire atunci? Cum, Doamne, și șoaptele tale de iubire și jurămintele și... Ofelia, Ofelia, nu, te iubesc. Ce mi-a fost dat să aud? O dezamăgire cruntă, drept în inimă m-ai lovit. Mă duc la mănăstire. Stop, stop, stop! Sau emoționată și de varsă textul. Am auzit și de sulemenelile voastre. Da, da. Dumnezeu v-a dat un chip și voi vă faceți altul? Mergeți legănat, vorbiți zâzâit, pociți numele făpturilor lui Dumnezeu și puneți destrăbălarea voastră pe seama neștiinței? M-am săturat, Ofelia! M-am săturat! Cei care au apucat să se căsătorească să trăiască în afară de unul. Restul să rămână așa cum sunt. Ofelia, la mănăstire, hai, du-te! Nu pleca! Nu pleca. Vreau să spun de față cu toată lumea ceea ce am în gând și în suflet de foarte mult timp. Vrei să fii soția mea? Știu că am apărut în viața ta într-un moment în care te-am creat o suferință în plus și nu o meritai, dar în fiecare clipă îmi doresc să nu fi fost așa, dar nu pot să dau timpul înapoi. Te iubesc pentru ceea ce ești ca om și ca femeie, pentru bunătatea ta, pentru sufletul tău și pentru... Te iubesc. Vrei să fii soția mea? Asta nu e textul lui Shakespeare.